Bună dimineața, băi și fete, și bine ați venit la o nouă reacție creepy la mine pe canal. Ei bine, astăzi, fraților, o să ne uităm la un film horror pe care și că nu trebuie să-l vizionezi în cazul în care ești singur acasă. Nu știu de ce, nu știu care-i treaba, urmează să aflăm. Este un horror short film care are 15 minute și pe care l-am găsit pe Reddit, iar acolo ziceau ăia să nu te uiți în cazul în care ești singur acasă. Nu înțeleg de ce, pentru că după cum vedeți în titlu se numește Other Side of the Box, adică cealaltă parte a cutiei, adică nu este nimic gen Home Alone sau ceva de genul, însă urmează să aflăm. Nu uitați să apăsați neapărat butonul drag să vă abonați la acest canal. Dacă încă nu ați făcut, o să facem 100.000 de abonați. Doamne, ajută să fie totul bine și haideți să-i dăm drumul să vedem despre ce este vorba în acest film. Este de la băieților și de la Alter, adică îi știți pe ăștia, cele mai șmecheri horror short filmuri. Dar da, nu știu de ce nu trebuie să te uiți când ești singur acasă. Urmează să aflăm, hai să vedem. Alter. Deci gândiți-vă, se numește cealaltă parte a cutiei, adică cred că e ceva legat de o cutie. Și cred că e cutia asta. Ok, i-a zis ăla că taie broccoli un așpa. A, ok, deci ăștia cred că acum gătesc ceva și îi zice ăla face broccoli, aia face sosul, nu știu, gătesc ceva. Și cred că o să le vină cutia asta. Și ascultă și muzică. Deci o zi bună, să spunem. The sauce, you cannot let it burn. Recipe says stirring constantly, I swear. Ok, dar vedeți, îi arată pe ăștia și cred că cutia asta vine la ei sau care-i treaba? Ok. Iar acum este ceartă, fraților, nimic nu se întâmplă, se tachinează, sunt împreună. Și acum așteptă să le vină cutia. Nu știu care-i treaba cu cutia asta. Sau o fică persoana care e în taxi vine la ei cu cutia asta, gen, și de-aia gătesc, că vine cineva la ei. Ok, i-a zis că o murdărește și acum a venit cineva. Ia să vedem, faceți orice se întâmplă. Acum. Opa! E un băiat cu o cutie. It's Sean. E Sean, ah, v-am zis, fraților, deci așteptau pe cineva, a venit frățiorul Sean. Ce face aici? Nu știu. Nu vreau să-l văd acum. Ok, asta are ceva probleme cu Sean, o fi că e fostul ei prieten sau care-i treaba? A zis că nu vrea să-l vadă acum, o fi că sunt certați. Ia dă-te, frățiorul, du-te și vezi ce vrea Sean. Sean? Hey, salut, Sean. Long time, man. Good to see you. Hey, Ben. Mă bucur să te văd. Salut. This is a bad time. No, I was just no. No, no. Yeah, e tot ok. You wanna come in? Yeah, vrei să intri înăuntru? Sure, da. Great, a adus cutia asta. E ceva legat de cutia asta strastă, fraților. Vă zic eu. Ok, a intrat o cutie. E de Crăciun. Oh. Ok. Oh. I-a zis că maica ta mi-a dat adresa ta. Maica să i-a zis lui ăsta unde e fiul ei. E un loc foarte frumos. Unde stai acum? În același loc. Mamă, se vede poștul ăsta, cred că am ciudat. Mamă. Vă zic eu. Mamă, deci 100% vă zic eu, fraților, cred că Sean ăsta a fost vechiul gagica lui fata aia, că s-a uitat la pozele cu ei de se pupau și cam ofticat, frățor, dar se vede pe fața lui, parcă e așa ciudat. Este ea aici? Nu, nu, nu. Ok, am mințit, au zis că nu e aici, dar ea e aici. Perfect. Vreau să-ți dau asta. Sean, Sean. Can I get you a drink or something? Poți să dau... Ah, deci zici Crăciun, nu? Fii atent, și ăsta... Vedeți, e postat pe 25 decembrie, adică de Crăciun. Și ăsta, dă-mi și subscribe la Alter, i-a adus un cadou. Deci, momentan, bă, nu te-ai gândit că e ceva suspect. E ok totul, chica. Are you okay? Ești ok? Yeah, yes. Da, nu e ok. Can you just do me a favor, though? Poți să-mi faci un favor, chica? Da, sigur. Poți să-l deschizi. Ok, vreau să deschidă cadoul. Hai să vedem ce e în cadou, fraților. Cutia aia. E ca și deschis, hai să vedem. Ok, a zis prima dată să se deschidă cutia, că după o să aibă sens cardul, gen, mesajul. Hai să vedem, fraților, let's go. Ce e în cutie? Mamă, da, ăsta parcă se apropie de el, hopa. Nu-i nimica.
Nu-i nimica, e ceva negru. Alright, I don't get it. Nu înțeleg. Sean, îmi pare rău. I'm sorry, I gotta go. Îmi pare rău, trebuie să plec. Bă, fraților, după cum vedeți acolo, în cutia aia, nu-i nimica, e ceva, parcă un fel de, da, pătrat negru, adică teoretic nimica. Și ăsta a plecat. Părea foarte confuz, Sean, când a văzut că nu-i nimica. Dar care-i treaba? Dar bă, da, vedeți că parcă nu-i gol, parcă e ceva acolo, un pătrat negru. He left. A plecat. What's that? Ce-i aia? Bombs. O cutie. Well, no shit. Bă, bune, ia, ce face acolo, ia. A, se uite înăuntru, să vadă dacă e ceva în ea. Ia să vedem, fraților, dacă vede ceva în ea. Ben. Ben? Uitați-vă, fraților, bă, e efectiv negru acolo, nu poate să se uite înăuntru. Care-i treaba, mă, stăți că am ceva cu perete. M-am bătut cu... Am nevoie de ceva. Fii atent că, da, de ce, cum naiba a făcut cutia așa? Ia, aruncă-l înăuntru. L-a aruncat! Bă! Bă, și s-a dus! Well, that's odd. Asta e ciudat. No kidding. Bă, cineva se uită la ei. Fiți atenți, fraților, că asta a făcut o combinație. Bă, e ciudat. De ce poate să arunce ăla acolo? Acum trebuie să vină înapoi. Ia, cred că vine înapoi. Sau? Don't... Nu, nu atinge. Nu-ți băga mâna acolo, frățiorul meu, că te duci. He gave this to you? Ia, el ți-a dat asta. Da. There was a card. Era un card. Hopa! Da, mă, a zis că era mesajul ăla pentru Ben. Dear Ben. Dragă Ben. Sorry about everything before and everything now. Îmi pare rău pentru tot. Dar trebuia să dau chestia asta cuiva. Ok, eu zic că îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat și pentru tot ce o să se întâmple, însă trebuia să dau chestia asta cuiva. De ce? I don't have it all figured out, but I know it can't move while you're watching. Și că asta poate să se miște. Poate să se miște cutia. A zis că cutia e posedată sau ceva de genul. Și că orice ar face, trebuie să te uiți la ea. Și că trebuie să te uiți non-stop la cutie. Aoleu, mamă! Să moară băieții! Bă, ce-i aia? Hello? Bă! Hello? Bă, ce... Bă! Bă, fraților! Dar ăla-i Sean? Ăla-i el? Că nu-mi amintesc! Încearcă să ia telefonul, dar trebuie să te uiți... Uite-te la el! Deci, ăsta nu știu cine e... Dar trebuie să ia telefonul, dar uite-te la ea, mă! Uite-te la cutie! Bă, uite-te la cutie, șmechere! Hey, this is Sean. Ăsta-i Sean. L-a sunat pe Sean. Sean, hey, it's Ben. Look. I don't know what this thing is that you gave me here, but call me back. Și că sună-mă înapoi, nu știu ce e chestia, sună-mă înapoi acum, îi spunea. Bă, dar cine e băiatul ăla? Ăla-i Sean? Gen. Sau cine e băiatul ăla? Bă. De ce se uită la tine? Bă, dar se olbează la el, mă. What do you think it wants? Bă, uite ce e asta, bă, e cârviro de tot. I don't know. Bă. Mai sună-l odată, degeaba, cred. Asta e Sean. What do you think it wants? I said I don't know. Why is it looking at you like that? Bă, stați puțin, fraților. Bă, de ce? Se uită la el. Dar cred că dacă, deci acum momentan, ea se uită la cutie. Dacă și-au amândoi privirea de la cutie, o să se întâmple ceva. Hey, it's Ben. Look, call me back. Now. Mama, acum cred că... Bă, acum cred că se repete tot. Trebuie să plecăm de aici. Mamă, dar nu, că fiți atenți. Rachel? Ia te-o să uite la cutie. Trebuie să pleci de lângă cutie sau nu trebuie? Sora mea? Rachel? We can't. Nu putem. We're not supposed to look away from it. Da, trebuie să ne uităm neapărat la ea. Mamă, trebuie să se uite la cutie. Ce se întâmplă dacă nu ne uităm? That's what we need to find out. Hai să vedem. Just for a second. Okay. Doar pentru o secundă. Pentru o secundă, hai! On the count of three. La trei. Mamă, fraților, ce se întâmplă la trei? Aveți grijă! One. Unu. Two. Doi. Three. Trei.
Și-a pus mâinile acolo, fiți atenți că... Putea să fie mai rău? Da, pe bune, putea să fie mai rău. What do you want? Ce vrei? I'm sorry, I gotta go. Îmi pare rău, trebuie să plec. Just Ben. Just Ben. Don't let him leave the house. Nu, nu lăsa să iasă din casă pe Ben. Bă, deci dacă... Ma... Nu se poate dacă timp te uiți la ea. Asta a zis. Trebuie să găsiți pe Sean. Trebuie să te uiți la ea neapărat. Nu știu ce a făcut asta, dar trebuie să aflu, a zis ăsta. Bă, ce, bă, ce interesant e, frate. Chiar să curioz cum se termină, pe bune. Hai să vedem. Unul trebuie să stai aici să se uite la ea. No, 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 don't, no, don't leave me alone here with this thing. It's fine, we don't even know what it is, okay? It could be harmless. Is that what you think? Crezi că... Ăla zice că nu... Aoleu! Că nu o să-i facă niciun rău. Dar trebuie să ai pe cuțitul, dar ați văzut că cu cât te uiți, ăla iese mai mult din cutie. Uite-te la... Ia, bă, sora mea. Ia cuțitul în mână. Mamă, uite-te mă la cutie. Să uite el la cutie. Trebuia să fiu eu, da? Nu vrea să ieși din casă, asta e exact ce vrea. Dar ăsta ce o să fac? O să se ducă undeva. Asta ține cuțitul în mână. Doar te rog să te întorci. Ăsta pleacă din casă, dar l-a zis inițial să nu plece Ben ăsta din casă. Că n-are voie să plece. Asta e Sean și are să aude chestia asta. Mamă, unde s-a dus ăsta? Uite, pleacă undeva, s-a dus cu mașina undeva. Bă, 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 e ciudat. Toată se da pe Sean, dar al nostru nu răspunde, fraților. Răspunde la telefon, Sean, odată. Nu știu ce ai făcut asta, dar o să aflu. Despre ce vorbești? What did you just say? Why haven't you been answering the phone? No. De ce nu mi răspunzi? You just said it told us what I said. Yeah, it spoke or echoed. It told us what you said. What I said? What do you mean? Who's us? Oh, come on, about me not leaving the house. Ben, I didn't tell it to do anything. I didn't even know it could speak. Ok, fiți atenți, bă, stați puțin că se întâmplă ceva ciudat. Ăsta, Sean ăsta, zice, pare confuz, după cum vedeți, și plânge. I-a zis, Ben, eu n-am făcut nimica, nu ți-am zis nimica, nici măcar nu știu dacă pot să vorbesc. Deci Ben ăsta, Sean ăsta e foarte panicat. O fi că era posedat când i-a adus cutia. Sean, what's going on? Sean, ce se întâmplă? Ben, bă, se întâmplă ceva, Ben. It's lying to you, I don't know why, but it lied to you. Și că te minte, nu știu de ce, dar te minte. Why did you give this to us? De ce ne-ai dat asta nouă? Us, man, me and Rachel. She was at the house. Mamă, dar chiar, băieți, bă! Bă, mai știți că a venit ăla și a întrebat, Rachel e acasă și l-a zis că nu e acasă? Dar chiar, mă, că el, ăsta, Sean, ăsta, cum îl cheamă băiatul ăla care a plecat din casă, ăla a zis că, cică, de ce n-ai dat-o nouă? Și Sean zice, care nouă, care nouă? Cică mie și lui Rachel, ea era acasă, deci fiți atenți că 100% se întâmplă ceva și omoară pe Rachel din greșeală. Ben, în loc right. Unde ești acum? Vin la tine. No! No! You have to keep your eyes on it! I know, Rachel's watching. Trebuie să te zic, Rachel. Mamă, i-a zis, bă, nebunule, tu trebuie să te uiți, nu Rachel, ți-am dat-o ție, băi. Mamă, uite ce țipă. Du-te înapoi, du-te mă înapoi. Mamă, se duce înapoi. Mamă, fraților, ce s-a dat cu Rachel? Ben, nu te du înapoi, i-a zis. Mamă, fraților, fie zis că se întâmplă ceva cu surora Rachel. Rachel, mai ești aici? Sora noastră? Mamă, el a scos din balamale, Mamă, se duce totul, fraților, s-a dus Rachel, s-a dus totul. Nu mai e cutia acolo. Și nici Rachel. S-a întâmplat ceva, o fi că Rachel acum e în cutie sau care-i treaba? Mamă, uitați-vă, cuțitul are apă pe el. N-are sânge, are apă. O fi că l-o spălat de sânge. Bă, ce se întâmplă? Bă, se întâmplă ceva, fraților.
Nu te dă în camera, frățiorul. Se duce la subsol. El trebuia să ține, mă. Dar zic că ăla a întrebat-o. Deci ăla, Sean, 100% era gajicul lui Rachel și a ținut foarte mult la ea și l-a întrebat. Rachel e acasă și l-a zis că nu. Adică l-a omițit. Yeah. Și acum a zis, da? Ce se întâmplă? Mamă, se întâmplă... Unde-i cutia? Se întâmplă ceva, fraților. Bă, Rachel a răspuns prea așa. Că da, ce se întâmplă? Hai că nu, bă, se întâmplă ceva. Unde-i cutia, sora mea? Se întâmplă ceva, vă zic. Se întâmplă ceva, Doamne ferește. Ne ducem toți, băieți. Aoleu, mă. Mamă, aveți grijă, acum o să bagi jumpscare-ul pe bune. Se duce totul, vă zic. A, aveți grijă, băieți, că... Ia. Ai grijă, omule? Ai grijă? Ei, se auzi vocea lui Rachel, dar nu-i Rachel. Sutra asta fi că e omul ăla. O fi că... Mamă, dar se întâmplă ceva, fraților. Uite și acolo, dar totul e scos, toate luminile sunt scoase. Ok, atârnată, de ce? Ok, mamă, o fi că e cineva în spatele lui. Mamă, băieți, aveți grijă, mamă, dar și eu singur acasă și mă cap pe mine de frică dacă vă face să vă simțiți mai bine. Dacă eu am postat clipul ăsta, înseamnă că n-am murit până acum. Dar poate îl posti și odată. Cineva face duș, fraților. Un frățiar sau o soră de noastră face duș. Tare mie că e Rachel sau ălălalt. Sau nimeni. Grijă mare, Jasper. Uite-o pe rei! Te văd. I see you. Te văd. I see you. Sau cine e ăla? Mamă, nu, nu mai vede. A dispărut. Era Rachel acolo, fraților. Sau era o persoană... Nu se persoană. Ce se întâmplă? Ăsta fuge. Îi e frică, mă. Se întâmplă ceva. Iar apă. De era apă peste tot. De ce era apă peste tot? Bă, fraților, bă! Mamă, uite-i pe ăștia. Bă, nu mai știți că ăla când a ieșit din cutie era ud, era ud. Băi, deci are ceva cu apă. Ia uite, cred că sunt ăștia toți aia care au intrat în cutie. Și cred că și el a intrat. Uitați-vă, mă, e ud. Bă, s-a întâmplat ceva. Bă, care-i treaba, mă? Uite, ăla e ăla, toți sunt uzi. Ia uite-se, mă, la ăla, băi. Băi, ciudatule, băi. Bă, mă, nu știu unde l-a găsit pe actorul ăsta. Dar arată ciudat, uite-o, băiatul ăla. Doamne, ajută! Și s-a închis lumina, fraților. Și aici s-a terminat. Uai, băieți, uai, ce film horror. Bă, mișto, rău de tot. Vreau să scrieți la comentarii ce părere ați avut. Bă, într-adevăr, nu trebuie să stați la asta singur acasă. Că, bă, eu singur acasă și am pelea de grea. Adică, băi, n-aș pa rău de tot. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marusian cu șine. Revedem curând cu episoade noi. Vă doresc o zi minunată. V-am pupat. Pa, pa. Bună dimineața, băieți și fete, și bine ați venit la o nouă reacție creepy la mine pe canal. Ați auzit foarte bine, fraților. Astăzi reacționăm la două scurtmetraje foarte, foarte creepy, boys, care sunt ceva mai speciale decât de obicei. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul, să ajungem la 2000 de like-uri și, Doamne ajută, la 100.000 de abonați. Bine, fraților, haideți să vă zic la ce reacționăm mai exact astăzi. În primul rând, vom reacționa la primul horror short film, adică la primul scurtmetraj, care se numește Stalkers, da? Stalkers în română se traduce ca hărțuitori. V-am mai povestit eu de ei, oamenii aia care te hărțuiesc, adică te urmăresc și încearcă să-ți facă rău. Ei bine, fraților, însă, bă, filmul ăsta este ceva mai mișto, deoarece este vorba despre un bărbat și o femeie care, fiți atenți, boys, amândoi sunt stalkeri și efectiv unul îl urmărește pe celălalt, se urmăresc reciproc, ați auzit foarte bine, și vreau să văd la final cine reușește într-un fel să câștige și să-l prinde pe celălalt și într-un final teoretic să-l omoare, pentru că știți că la orice film de ăsta horror întotdeauna trebuie să moară cineva, din păcate, pentru că dacă nu, n-ar mai fi film horror sau, Doamne ajută, poate nu moare nimeni, deci nu uitați de like și hai deci să începem. Hopa, nu, deci subscribe la Scream Fest, e un fel de festival cu filme horror, de unde mai au eu chestii de astea. Și haide să vedem. Bun. Hopa, a zis acolo, a trecut o mașină de poliție, se numește Stalkers. Let's go. Să vedem cum stă treaba. Iar acum vine o persoană aici, să ne dacă este bărbatul sau femeia. Ok.
A venit aici cu mașina. O fi că a venit să se întâlnească cu cineva sau care treaba. A parcat acolo, o fi că aici locuiește. Ok, boys. Hai să vedem. Ok, deci este femeia. Deci blonda asta, fraților, și că e tot stalker. Și se stalkește pe băiatul ăla, care o stalkește și pe aia, știi zic. Adică se urmăresc unul pe altul. Dar tare mie mie că ea nu a venit aici să-l urmărească pe ălălalt, ci ea efectiv a venit la ea acasă. Merge cam prea ușor. Hopa. S-a auzit ceva în spate, boys. A picat ceva în spate. Deja începe. Ok, poate a fost o mare greșeală. Da, s-a auzit și pisica. Poate a dat pisica. A fost îmbrăcată cam elegant. Da, de sută la asta a venit de undeva. Aici locuiește ea, fraților. Se zice să ia liftul. Dar nu merge liftul. O zis ce naiba, acest băiat, acest bărbat este foarte leneș. O fi că trebuia cineva să repare liftul sau care-i treaba. Păi dar sora noastră n-a luat liftul, că trebuia să urce niște scări. Ok. Aici trebuie să vină. Nu se zice ar fi luat liftul dacă... What, fraților, fiți atent, stați că e ceva la mijloc. Voi ați văzut că a venit poliția? Bă, și asta n-a avut nicio reacție. Adică voi când vine poliția undeva unde sunteți și voi, nu vă uitați, adică... Uitați-vă, bă, nicio reacție, nici măcar nu s-a uitat în spate. A închis instant. Deci se vede că e obișnuită cu chestiile astea. Sau nu știu care-i... Opa, let's go, băieți! Iar acum vedeți a doua persoană, respectiv băiatul ăla care Chico urmărește pe ea. Hai să vedem cine o să câștige. Și-a pus gruga pe cap, iar acum cred că începe distracția. Sora noastră se duce sus. Se duce la acasă, teoretic. Să aibă grijă, boys, acum. Eu nu știu ce să zic. Bun, a închis ăsta. Mamă, dar uite are... Câte chestii are pe pereți. În fiecare un infractor de la care se ascunde în clădirea abandonată sau care-i treaba. Bun. A ajuns acasă. A fost, cred că a fost la o petrecere sau undeva. Vedeți, îmbrăcată destul de elegant. Și acum sună pe cineva, o fi că sună pe băiatul ăla care trebuia să repare liftul. Sau poate pe prietenul ei. Fraților, am dat, deci am ghicit instant. După cum a zis, a sunat pe băiatul ăla care trebuia să-i repare liftul. I-a zis că încă e stricat. De ce am ghicit instant? Ce că nu știu, încă nu merge. Mamă, și bine am ghicit-o pe asta, pe bune. Ok. Mulțumesc. Chiar sunt curios cum o să intre ăla, sau asta o să pleci undeva. Cred că o să intre ăla în casă, cumva. Sunt curios cum. Idiot, bun. A, uite. Sora asta cred că ești acum pe terasă, gen. A ieșit acum pe terasă și își aprinde o țigară și cred că așa o să intre el la apartament, gen. Cât timp ea e acolo, el sparge ușa sau ceva de genul. Kristen. Kristen, hi. Fuck. Oh, no, I'm so sorry. Ce că nu eu. Oh! Oh! Fraților, uitați-vă aici. În dreapta. Yeah. Opa! Opa, ce face frățelul nostru? Ah, i-a furat cheile, băi, s-a văzut pe asta, a surat una, Cristin, și i-a zis ceva de genul că, da, îmi pare rău că a întârziat, o să vină în 3 zile, nu știu, o fi că trebuia să-i facă lui Cristin aia rost de ceva. Dar uitați-vă că frățiorul nostru i-a luat cheia, mă, mamă, ce smart. I-a luat cheia și a fugit, păi, dar stai, aia nu o să-și dea seama că nu are cheie. Ia, oi pune... Sau ce face? Bun, mamă, ai grijă. Acum, băi, trebuie să le dăm seama care e personajul rău din ăștia doi, știi ce zic? I-a pus acolo ceva. Trebuie să ne dăm seama care e personajul rău. Eu chiar nu știu cum să dau cu părerea, dar mie că asta e personajul rău. Femeia. Uite, iar îi merge bricheta. Și pleacă înapoi și se duce înapoi acolo, ia să vedem. Ăsta. Mamă, stai stocul. Ok, după zâmbetul ăla, cred că el e personajul rău.
Opa, s-a deschis liftul. Da, de ce? Cred că acum aș deșea seama că e ceva suspect la mijloc. Ok. Mamă, uitați-l pe ăsta, al nostru aici. Mamă, băieți. Hopa, cred că asta și-a dat seama. Fiți atenți de nou, 100% și-a dat seama. Și-a dat seama că e urmărită. Prea multe chestii ciudate s-au întâmplat. Nu i-a mers bricheta, atunci cu pisica aia. Acum s-a deschis liftul și parcă a observat pe cineva aici. Păi și ăsta ce face acum? Fugi, frățiorul, fă ceva! Uite, vine să se uite. Deci eu zic că 100% i-a observat. Nu arată, dar a observat, cred. Opa! A ieșit de la... și-a dus și-a făcut duș. Sau care-i treaba? Bun. Și se pune acolo. Ok. Aoleu, mamă, supatrii, frate, s-a băgat la supatrii, mamă, ce m-am speriat. Încearcă să ia ceva. De ce ia pros? I-a luat ce? I-a luat chiloția. Ok, frate, ok, dacă, bă, ăștia o să se omoare între ei, dar nu înțeleg ăsta de ce urmărește pe ea și de ce ea îl urmărește pe el. Adică se vede că ăsta e vreun ciudat, adică nimic mai mult. Băiatul ăsta, sutrastă. Ok, fiți atenți că ea știe ceva. Bun, ăsta iară vede. Asta iară își pune niște vin. Dar fiți atenți, bă mă jur, fraților, că ea știe că se întâmplă ceva. Face pe proasta acum, 100% vă zic. Deci vă zic că ea știe că se întâmplă ceva. E imposibil să nu știe și să o ia ăla prin surprindere. Hopa. A dat pe jos cu niște... Uite ce avea acolo, par, cred că vin sau nu știu. I sună telefonul, fiți atenți. Yes. Your code number. Da, numărul tău de cod. 3256. Ok, vezi că lucrează undeva. Ce că ce ai vrea? Oh, I'm so sorry. We don't have any male ones right now. We'll have it in about a week. Ce că nu mai avem dalea pentru bărbați. Ce pentru bărbați? O să avem într-o săptămână. Asta ce o să fac? O să -i lingă? Ce e aia? Care-i treaba? Ce parte ai vrea, l-a întrebat pe ăla. Dar ce lingă la... Nu știu ce e aia, boys. De pe jos. 20.000, ok. De 100% ea are ceva job pe piața neagră la 20.000 de dolari. Dar să... ăsta s-a enervat. A lins ăla și s-a enervat. Dar ce e aia? Și că în 2-3 zile o să fie totul gata. Fiți atenți că el a luat ceva acolo, dar nu știu ce era chestia, că nu părea vin. I-a picat din pahar, dar nu părea vin, parcă era așa mai gros, parcă era sânge, pe bune vă zic. Ia uitați-vă. Vă zic că ea știe, ea știe 100%, frate, o face pe proastă acum, vă zic. Ea știe că se întâmplă ceva. Ce o să facă prostul ăsta ea? Ia, sună la telefon, uite, tremură mâna. Nu mi-a mers telefonul, te-ai dus. Ba, deci știi că asta i-a întins o capcană lui prostul ăsta. Ia, ce e aia? Are o cutie. Trebuie să găsesc ceva în cutia aia. Ok, a găsit niște pagini, ce o să fac cu paginile alea? Aoleo? Aoleo, boys, ce se aude așa? Mamă, spoze cu el, fraților! Uitați-vă, acum aș dă seama că și... Deci ea l-a urmărit pe el, v-am zis că scrie în descriere până la urmă, adică nu m-am uitat înainte. Vedeți că scrie aici în descriere, despre doi stalkeri care se urmăresc unul pe altul. Acum vede că ea l-a urmărit pe el, uitați-vă, a găsit poze cu el. Și-a venit aia! Eu v-am zis, fraților, că ea știe și-a dat seama din prima. What? What a waste. Ela era sânge, boys, de om. Mamă, ea știe. Fiți atenți că prostul ăsta s-a băgat. Actually, unde? Never mind. Avem unul. Mamă, asta e vreo psihopată. Bă, deci prostul ăsta s-a băgat unde nu i-a fiert oala. Pă, bune vă zic. Adică nu știu dacă ideală era să vină să o moare pe asta sau ce voia să facă. Vedeți? La lui ăsta acum îi se spară dinții în gură pentru că o băut sânge de la sau ce a fost, Doamne ferește. Mamă, aveți grijă la jumpscare.
fraților. Fraților, ce se aude? Fraților. Aoleo, aoleo. Ce se aude, boys? Bă, ce se aude, bă? Moartea este singura ta scăpare. Mori. Nu știu cum o să moară. Aoleo! Aoleo! Mamă, băieți, deci are ceva acolo. Sper că nu l-are pe... Sper că nu l-are pe frățiorul nostru. Ma. E o valiză cu sânge înăuntru. Fiți atenți, băieți, de nu în valiza aia, ia la... Și că sparge liftul, l-am pus înăuntru. L-am pus înăuntru. Deci, fraților... Eu cred că asta... Deci, din ce mi-am dat eu seama, asta lucrea pe Piața Neagră 100% și trebuia să trimită oameni morți sau care-i treaba? Pentru că ați văzut că ăla l-a sunat și i-a zis, nu mai avem de-ăștia, nu mai avem bărbați, nu mai avem pentru bărbați. Și după când l-a văzut pe ăla supat, a zis, uite de ce am zis, acum avem unul. Și l-a omorât pe ăsta și l-a pus în ăla. Mamă, băieți, deci psihopapă, bune. Nu știu ce era în mintea lui frățiorul nostru să vină la ea. Aia a fost. Iar acum, fraților, v-am zis că avem două scurtmetraje horror. Mai avem și pe ăsta la care, bă, mi-a zis de foarte mult timp să reacționez și mie mi se pare super mișto, însă avea doar 5 minute și am zis că, bă, mai bine găsesc un episod în care reacționez la două și reacționez și la ăsta. Și se numește The Calling, adică apelantul, sau cum îi zice. Apelul. Este în legătură cu un telefon. Uitați-vă aici. Îi sună telefonul la frățiorul nostru. Sau la stureala noastră, ia să vedem. Ok, la asta îi sună telefonul. Hello? 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 Aoleu, mamă. Hello? Băi, asta ce s-a întâmplat? Mamă, dar și asta așa mă sperie numai când mă uit la ea, vă zic. Mamă, e cineva acolo, hello? De-o sunat cineva. Mamă, băieții, mă sperii numai când mă uit la ea, pe bune, vă zic. Hello? Bă, ce se întâmplă, hello? 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 Bă, ce se întâmplă, sora mea? Se duce în baie, ia, o fi că e cineva în baie. Aoleu! Bă, era un... E o mână acolo! E cineva în baie! Închide! Sună la 911, hai că-i tremură mâna, uiteți-vă cum-i tremură mâna. 911, what's your emergency? Care este... Ah! 911? Mamă, uiteți-vă, deci la orice sună ea, sună și ăla. 911, what's your emergency? Una mână care este urgența dumneavoastră. Băi! Mamă, e închis totul. Cineva tot închide astea, fraților. Deci, bă, într-un fel... Ajutor! Aoleu, aoleu, în spatele tău! În spatele tău, sora noastră! În spatele tău, sora noastră! În spatele ei, fraților! În spatele tău! Mamă! Bă, deci ăsta e mult mai ciudat, ia. O fi că vede pe cineva acum. Tot pe ea. În spatele... Hello! Hello! E tot ea! Hey! Hey! Over here! Hello! Hello! Yes! Yes! Over here! Da, da, aici. Ajutor. Help! E tot ea. Bă, e tot ea, frate. De ce e ea peste tot? Băi, tot ea. Mamă, și acum persoana e în spatele ei. Fiți atenți că e în spatele ei. Mamă. Aveți grijă, jumpscare. Acum că se tot și în spatele ei. Hello? Hello? Hello?
Băi, fraților. Băi, ce-i ăsta? Help me, ajutați-mă. Nu, unul care e urgența voastră. Uite, ăla în care a rămas pe fir. Ăla de la 112. Mama! Acum nu mai e mâna acolo. O fică e aia din gen. 1-1, dai fița discos, o să tragă mâna. O să închid, nu, no, nu, no, nu. No. Hello? 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 I-a închis deja. Nu mai are baterie, mamă, să mă arăbeți. Da, unde duce aia? Nu vreau să știu unde duce aia. Cineva l-a scos din... Cineva l-a scos din... priză. Fraților, cineva l-a scos din priză. Nu, no, nu, no, nu, no, nu te du... Nu te... Și acum a murit ea, teoretic. Nu? Uai! Mamă, și e tot un... Mamă, ce ești, fraților, fiți atenți, și idee mi-a venit. Și acum s-a terminat, fraților, și e tot un... Don't use fake phone charger. Și e tot un reverse. Bă, fraților, fiți atenți, și idee mi-a venit, gen. Ideea e, nu știu dacă vreau să scrieți la comentarii, cine se uită pe Netflix la seriale și s-a uitat la serialul Lucifer. Ei bine, băieți, la serialul la Lucifer, în cazul în care nu știați, gen, era, îți arăta cum, gen, în serialul ăla, dacă înjugeai în iad, fraților, tu, în momentul în care ai murit și cea mai nașpa întâmplare din viața ta, tu tot o vedeai, știi, și tot mureai și așa la infinit, știi ce zic, cam asta era, așa te pedepsea Lucifer într-un fel și mă gândesc că, bă, așa e și aici, Zotia s-a electrocutat și a picat telefonul și după iară și așa o să fie non-stop. Acum nu știu ce să zic, asta e părerea mea, dacă v-a plăcut acest episod, uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu și ne revedem curând cu episoade noi. Vă urez o zi minunată. Ciao! Salutare tuturor și bine ați venit la o nouă reacție creepy la mine pe canal. Ați auzit foarte bine, fraților, mă numesc Marius Iancu, iar în această duminică, fraților, facem o reacție super, super înfricoșătoare, însă totodată foarte specială, deoarece ne vom uita împreună la un videoclip în care este vorba despre trei prietene care s-au gândit ele să joace un joc, însă jocul ăsta se numește Satan mi-a luat mâinile și este vorba despre un joc în care tu, dacă gen te joci corect, o să devii posedat. Însă desigur că fetele astea cred că jocul ăsta nu e adevărat, însă se dovedește ca jocul să meargă și ele să devină posedate. Nu uitați neapărat, fraților, să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul și să ajungem, Doamne ajută, la 100.000 de abonați. Eu zic să nu mai pierdem timpul, fraților, și să-i dăm start cu videoclip. Ok, fraților, după cum vedeți, se numește The Devil's Got My Arms, adică diavolul mi-a luat mâinile sau Satan mi-a luat mâinile, aceeași chestie, și este vorba despre spre casa asta, unde sunt trei fete, din câte știu. Uite, și joacă jocul ăsta. Tot zice că diavolul i-a luat mâinile. Uitați-vă la ele. Sunt vreo trei, din câte știu eu, boys. Hai să-mi dacă am mers, uitați-vă. Da, sunt trei. Ia, i-a luat diavolul mâinile sau nu? Nu cred că merge. Ok, astea spun că e doar un truc și că nu merge de fapt jocul. Isn't this a kids game? Asta nu e un joc de copii. It's just some stupid game. Ok, spune că e un joc stupid. Hai să vedem. Dar vă zic, boys, că nu e un joc stupid. Uite, se joacă ăsta. Uite, ăla e... Cine e ăla? Ok. Before my dad passed. Oh, asta e tatăl ei care a murit. Mamă, deci boys, zic, e un joc pe care gen, îl jucam mai mulți de acolo, gen. Și că se juca cu ea înainte să se ducă la culcare. Deci o fi că e un joc popular, eu n-am auzit până acum. Schiez la cuvântea dacă ați auzit voi de jocul ăsta. Eu n-am auzit până acum. The Devil Got My Arms. Acea jachetă urâtă, întotdeauna o purta. Asta e 100% fake? Pe bune... Ok, asta zice că e real, aia zice că e fake. Deci, bă, zice că dacă joci cu asta, simți cum te trage cineva de mâini, adică diavolul ți-a mâinile. Așteaptă un minut. Ok. Ok, le spun că e fake. Dar hai să vedem, fraților. Băi, că bă, dacă s-i juca taicăsul aia întotdeauna, înseamnă că o încerca de mai multe ori. Uite, ia, o fi că încearcă și asta și la asta merge. Hai să vedem, ia, se joacă și ea. Uite, press play. Ok, pune gen melodia asta și acum aia trebuie să fac aia cu The Devil's Got My Arms, uitați-vă. Dar eu cred că luați-i se întâmplă ceva pe bune, fraților, uitați-vă. Mamă, luați-i se întâmplă ceva pe bune. Cred că trebuie să zici de trei ori. Bă, bă.
Acum când deschide nu mai e nimeni. Sau? A, uite. Nu s-a întâmplat nimica. Ok. Ok, a spus că Chica s-a simțit ca și cum cineva ți-o lua mâinile, dar nu a simțit nimica, cred. Stați. O doare capul. Ok, Chica, o doare capul. Cred că acum începe, boys. Ok, spune că e foarte rece. Mamă, stă nu moară, boys. Te duci să aduci niște apă călduță? Bă, da, cornea asta mi se pare cam ciudată. Nu știu ce am impresia. Uite, asta mi se pare cam ciudată, ia. Mamă, dar ce-i cu... Uite-vă ce mișto au în casă, au proiectoare de-alea. Ia, acum cred că se întâmplă ceva, boys. Ok, mamă, uitați-vă acolo un prosop. Bun. Dar uitați-vă, gen, au... Ca și cum sunt în ocean, știi? Și-au pus zilele pe perete. Acum se întâmplă ceva, bă, să rămâi o mare jumpscare sau ceva de genul, fraților. Ok, a venit jos. Mamă, să rămâi o mare jumpscare, să vedem care-i treaba. Ma! Ce s-a auzit? Ok. S-a auzit ceva. Mamă, ce bucătărie mișto. Bă, bă, cineva! Sau ea face asta? Mamă, cineva o trage de mână. Mamă, în spatele ei, fraților, în spatele ei. Ați văzut și voi acolo în spate? Ați văzut și voi acolo în spate, boys? Bă, dar genul ăsta de jocuri, bă, a trebuit să nu meargă, știi ce zic, adică... A primit o notificare. Ia, a primit ceva, videoclip. Ok, boys, stai atent, zici, acum am primit asta, nu știu ce legătură are cu asta. A primit un mesaj pe telefon că și că una Naya Gray, care e ceva artistă de acolo, a fost arestată pentru crimă că a omorât un băiețel de 10 ani. Și-o fi că acum Naya Gray a venit înapoi sau care-i treaba? Mamă, deci aia l-a omorât copilul ăla de 10 ani. De ce ar una... Ma, fraților, a pus ceva mâna pe ea. Ma, și-a dat seama care-i treaba. Sau, o fi ca acum e posedată. Cred că acum o posedă pe ea. Mamă, faci, o fi că Naya Gray aia, gen, a fost și ea posedată și de-aia a omorât copilul ăla de 10 ani. Mamă, uitați-vă. Deci, acum, boys, fiți atenți de nu, asta e posedată. Uite, acum se joacă și ea jocul ăsta. Iară zice același joc. Uite, lua asta e foarte, foarte frig. Deci aia... E oprins-o diavolul. Asta e foarte, foarte frig. Și asta este ce se întâmplă ei. Cică, mă duc să mă spăl. Nu se simte foarte bine. Ba, asta nu se simte bine. O să... Ok, o să duc să vadă ceva ce Corny. Că Corny trebuia să vină cu apa. Însă văd că sora noastră a cam întârziat. Ok, închide, băi, telefonul. Mamă, face-o, deci ce se întâmplă cu Corny? Mamă, se duce aici jos. Bă, dar faptul că i-a dat știrea aia, nu trebuie să însemne ceva, că a omorât aia copilul de 10 ani. Trebuie să însemne ceva 100%, dar, na, nu știm ce, urmează să vedem. Hai să vedem, boys. Ok, pe aici au luat-o diavolul pe aia, nu? Fix aici, în față. Mamă, s-a auzit ceva? Aia, cred că e aia de sus, gen. Mamă. Băi! Ok, asta s-a împiedicat de ceva. Băi, uite-ți-vă ce are pe mâini, bă, are sânge pe mâini. Sau? Mamă! S-a împiedicat de Cori, care a noastră e moartă, băi! Sau? E moartă? Mamă, băi, i-a luat diavolul mâini. Băi, i-a luat pe bune mâna. Adică, eu mă gândeam că în momentul în care zice diavolul ți-a mâna, adică te tragi de mână, bă, nu ți-a mâna pe bune. Ok. Mamă. E cineva în casă. Se duce la aia. Se duce să vadă ce face aia, dacă cred că aia e la fel de moartă ca și Corny.
Mama. Mama, ai grijă. Mama, 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 fraților, cine e acolo? Bă, cine e acolo, boys? Aia clar nu e... Băi, sau, bă, da, bă, da, ea e. Uite, ca, poartea Anora acolo ei. Bă, ce se întâmplă? Diana o cheamă pe aia, băi. Mamă, râde. Mamă, ce că meriți, tatăl tău a venit acasă. I sună telefonul. Ia, mamă, e căcatul ăla de aplicație. Închide mai, bă, mama. Mamă, a luat-o pe a noastră. Bă, o ia pe ea. Bă, oprește. Uite-ți-vă acolo. S-a uitat după aia. Uite, ia mâinile. Și o fi că îi rupe mâinile. Bă, bă, fără să te voi, vedeți că are 4 mâini. Uite-ți zicea. Bă, are 4 mâini. Ua, are 6 mâini? Băi, de unde atâtea mâini? Mamă, cred că chiar are mâinile. Cred că i-ar mâinile, mă, și la asta. Bă, deci, fraților. Bă, eu am citit titlul, bă, dar mă jur că eu nu mă gândeam că asta înseamnă să-ți ia diavolul mâinile. Adică mă gândeam că e așa, îți ia cineva, te apucă cineva de mână, te trage de mână, bă, nu-ți ia mâinile, pe bune. Rupe mâinile din tine. Sora mea, tu ai rămas ultima tăi, adică acum ești moartă. Ia uite că a venit asta. Care-i treaba, mă, cu mânușile astea? Ma. Ah! Pă, bă! Cred că sunt gen, bă, nu-s mâinile diavolului, sunt gen la mai mulți. Adică acum are și mâinile lui Corny și mâinile lui cealaltă. Asta cred că e și mâna lui taică-su, 100%, fiți atenți de nou. De nu cred că taică-su nu a murit de fapt și l-a luat, gen, cineva i-a luat mâinile, cum a fost, gen, i-a luat, că a jucat jocul ăsta. Și acum sunt mâinile la toți, gen. Bă, de-aia are atât de multe mâini, că le ia la toți. Mamă, vezi că vine, sora mea a venit. Sora mea a venit. Asta plânge, nu mai ai ce să faci acum, te-ai jucat jocul. Ai acceptat situația. Mama, ai grijă. Mamă, uitați-vă acolo, boys, bă, uitați-vă câte mâini are. Bă, și mai are nevoie de încă o mână, cred că asta e mâna ei de care mai are nevoie. Mai are nevoie, ma. A dispărut. O fi că o lasă, gen. O lua mâine de la prietenile ei, acum o lasă. Mamă, cred că e în dreapta ei. Cred că e în dreapta ei, fiți atenți. Mamă, fraților. Mamă, băieți, are mâinile deasupra. Băi. Și acum mai pică la asta mâna. I-a luat și ei mâna, boys. Bă, ce-i asta? Bă, un short horror film foarte, foarte interesant. Însă totodată nu știu ce să zic de faza asta cu mâinile diavolului. La excuse la comentarii ce părere aveți voi. Ați văzut că la final, când a apărut el așa, l-am văzut pe tot, când ea se ascundea după canapea, avea doar 5 mâini, avea 3 pe o parte și 2 pe cealaltă. Și 100% acum că omora pe ea, avea 6 mâini și avea teoretic 3 perechi de mâini. Adică e foarte, foarte ciudat. Și totodată cred că taică-su nu a murit de fapt. Și cred că nici astea nu au murit. Însă diavolul le-a luat mâinile la toți. Știi ce zic? Ați văzut că atunci când a ieșit s-a văzut așa o mână cu o jachetă. Aia cred că era mâna lui taică-su. Nu știu, fraților. Dacă v-a plăcut, scrieți la comentarii. Însă nu terminăm aici videoclipul, pentru că mai avem încă ceva tot de gen. Mai avem încă un short horror film tot așa pe genul ăsta. Însă este vorba despre fantoma La Hermosa. Și totodată iar e un joc de ăsta de căcat în care încerci să invoci o fantomă pe care nu vă recomand să-l jucați, nici ăla de dinainte, dar nici ăsta, fiți atenți, La Hermosa. Hai să vedem care e treaba, boi. Să stare doar 6 minute, e ceva mai scurt, însă tot pe subiectul ăsta. Morgan, ce facem aici, întreabă asta? Mamă, un ritual, fraților. Deci, chiar dacă videoclipul ăsta e pe ritualuri, nu faceți chestia asta niciodată. Mi-ai promis că o să facem ritualul ăsta. Îți amintești? Nu. Mamă, ce că ea plănuiește ritualul ăsta de luni de zile. Bă, tare mie că fata asta e cam ciudată, boys. Nu vreau să... O să mă ajut să fac chestia asta. Nu o să te dai la o parte. Bă, deci fata asta e cam ciudată. Dacă așteaptă să facă ritualul ăsta de aia... Bă, e cam ciudată, în opinia mea. Acum nu știu ce să zic.
Ok, fraților. Vrea să facă... Dar cine face ritualul de astea? Adică, bă, nu înțeleg, să faci un ritual să iei o fantomă, adică o să te omoare. Tu faci ritualul să mori. Doar nu o să te bați tu cu fantoma. Uite, ăsta săracu e că capel, bă. Poți să faci ceva să te ajut? Ok, e iubita lui. Mamă, și are toate ingredientele acolo. Hai să vedem cum arată ritualul. Mamă, uitați-vă câte chestii are, boys. Am găsit această carte când era mai mică. Uite, asta e cartea. Nu știu de unde a venit. La Hermosa. Cea frumoasă. O să vedeți cât de frumoasă e. Ok, și că ea a fost exilată de bărbați, pentru că bărbații au acuzat-o de niște crime împotriva lui Dumnezeu, adică că era un personaj rău. Asta ea nu crede. Mamă, și după cică, uai, boi, ce poveste are Hermosa asta, și cică bărbatul, bărbatul pe care îl iubea o vâna pe ea ca gen să o omoare și după să ajungă regele regatului, știi, că a omorât-o pe la Hermosa, care cică era rea. Bă, și de atunci a murit, a omorât-o. Îi ajută pe ăștia care vor să evadeze și să vină în tribul ei, care se numește de profeții prodigiali. Ce naiba e asta, băi? Îmi place când ești așa creepy. Bă, deci vă zic că fraților că nu e idee bună. Deci 100% nu e idee bună ce se întâmplă aici. Ok, deși că faci ritualul ăsta, dar la Hermosa are pretenții. Nu accept-o pe toată lumea. Trebuie să fii demn de puterile și de cunoștințele ei. Și un singur sacrificiu. Care e sacrificiu? Ceva carne și... Carne și sânge. E doar o legendă urbană. Mamă, e cam ciudată sora noastră. Mama a pus... Uitați-vă câte lumânări are aici. Bă, bă, e ciudată. Mamă, bă, uitați-vă câte chestii de-astea are, băi. Băi, frățele, eu zic să pleci de lângă gagica dacă e dusă cu capul. Mamă, uitați-vă câte semne. Ok. Asta, cred că frățelul ăsta deja vrea să dea în spate și a dat seama că nu e bine ce face. Acum vorbește în... În spaniolă, cred. Gracias, da. O, asta zice, mamă, asta se bagă peste, asta poate l-o moară pe el. Bă, dar stați puțin, fraților, a zis că sacrificiu e carne și sânge. Bă, asta teoretic înseamnă că omoară pe cineva, bă, să nu-l moare pe el. Ia uite, și acum a pus o registrare. Ce face? Ce e aia? Ok. Hermosa. Asta se uită la ea, zice, ești dusă cu capul. Cum să faci așa ceva? Mamă, ce e asta, boys? Ok, are foaia asta. Cred că din foaia asta vine la Hermosa. Sau poate nu vine deloc, știi ce zic? Mamă, fraților, ok, aici am dat un skip pentru că sora noastră s-a tăiat pe limbă și o las sânge și o pus pe foaia asta. Uitați-vă, ăla e sânge de pe limba ei, băi. Băi, ciudată. Băi, băi, ciudată. Și-a tăiat limba, fraților. Bă, ce face? Bă, asta e ciudată, rău de tot. Ma! Calme! La Hermosa, vină la mine! Mamă, s-a stins tot, s-a stins tot! Păi dacă fac o întotdeauna să se zic... Ma... S-a stins tot. A mers? Bă, dacă s-a stins tot, cred că a mers! Că doar nu s-a stins de la... De la altceva, ma... Am cred că vine la Hermosa. Mamă, păi să nu... Tare mie, boys, că o să o ia pe ea în tribul ei. Ia, uitați-vă, și o să-l omoare pe frățiorul nostru. Holy shit. Ma! Uite-o pe la Hermosa. Ai, drăguță, boys, nu chiar așa de baba cronață cum o credeam eu. Sau? Care e dorința ta, copilă? Mamă, să nu cumva să o ia pe ea în trib și să-l sacrifice pe el. Tu ești dorința mea. Ma. Mamă, cam ciudată la Hermosa. Bă, bă, ce face asta, băi? Lasă-o! Ma, mamă, nu mai e frumoasă, ați văzut cum arată? Eu rămâna. Bă. Bă. Bă, nu poți să mergi, pe, dar... Ma, mamă, îi rupe...
Îl omoară pe alostru, dă mai față, îl omoară. Ba, mă, îl omoară pe el, fii că-i rupe toate oasele la față, dă mai față. Bă, îl omoară pe alostru. Mamă, bă, i-a omorât, i-a omorât gagicul, mamă. Asta-i de-aia îndoctrinată, frate, nu are, uitați-vă. Mamă, deci i-a rublu ăsta toate oasele de el. Bă, nu mai e frumoasă la Hermosa. Băi, deci... Na, veți faceți ritualuri cu Morgan, pișeama și pe Morgan. Iată, eram sigură, băi, eram sigură, frate, că ăsta e sacrificiu, trebuie să omoare pe cineva. Și l-o mură pe al nostru, mă, nu, că merge mai în față. Uitați-vă aici toate chestia asta la Hermon. Mamă, băi, deci un short horror film foarte, foarte nașpa. Băi, eram sigur încă de la început când a zis chestia aia că sacrificiu e carne și sânge. Bă, 100% trebuia să-l omoare pe Morgan ăsta al nostru. Bă, dar el teoretic n-avea nicio vină, știi ce zic? Na, proasta a fost aia că acum nu știu ce îi face la Hermosa, dar ați văzut că a mers teoretic ritualul, însă să nu încercați chestia asta acasă. Eu am fost Marius Iancu. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și ne vom revedea curând cu episodul noi. Să aveți grijă de voi, v-am pupat pe toți.